Olga Chiriac stătea în mica ei garsonieră de la etajul 5 al unui bloc vechi, răsfoind un ziar cu anunțuri. Era în căutarea unui loc de muncă, deoarece viața ei a luat recent o întorsătură neașteptată. Olga avea 26 de ani, și de curând și-a pierdut logodnicul. Igor, așa se numea tânărul, era de aceeași vârstă cu ea și lucra ca montator pe un șantier de construcții. Plănuiau să se căsătorească luna următoare, iar pentru asta, Igor luase ture suplimentare. Fata era orfană, crescută într-un orfelinat, iar părinții logodnicului erau și ei din clasa muncitoare și erau deja pensionarii, așa că cei doi nu aveau prea mulți bani. Cu toată acestea, își doreau să facă ziua anunții memorabilă, să sărbătorească modest, dar ca la oameni. După oficializarea căsătoriei, o sesiune foto pe malul râului, apoi plănuiau să meargă la un restaurant, unde invitații lor îi așteptau deja într-o sală închiriată, cu mâncare și băuturi gustoase. În ultimele șase luni, Olga nu lucrase oficial nicăieri. Logodnicul a insistat ca ea să se concentreze doar pe gospodărie. Și fata a fost de acord. La urma urmei, eu sunt bărbatul, spunea Igor, râzând, logodnicei sale. Și, din acest motiv, tot eu sunt cel care va duce bani în casă. Iar domnul Valentin a promis să mă promoveze luna viitoare. Dacă predau acest proiect, poate ajung și șef de șantier. Atunci, scumpo, viața noastră va fi complet diferită. Dar, Igor, Dragul meu, îi răspunde Olga: Știi bine că nu am nevoie de prea multe. Sunt deja fericită doar pentru că suntem împreună. Cei doi locuiau împreună de aproape un an, iar în tot acest timp nu s-au certat niciodată și erau mereu de acord în toate. Dar Igor își dorea mai mult de la viață, iar Olga, ca o fată înțeleaptă, își susținea logodnicul în tot ceea ce își propunea. Și, cu un an și jumătate în urmă, Igor a murit. A fost un accident. A avut loc o defecțiune la o macara principală, iar aceasta s-a prăbușit peste un vagon de locuit în care se afla atunci logodnicul Olgăi. Totul s-a întâmplat atât de repede încât nimeni nu a putut opri acea construcție imensă care cădea. Când fata a primit telefonul că logodnicul ei nu mai este, a suferit o criză cumplită. Olga țipa, plângea, urla din tot sufletul. Durerea, care i-a străbătut întregul corp, de la creștet până la călcâie, a fost atât de puternică încât fata își dorea să plece după Igor. Nu voia să trăiască într-o lume în care iubitul ei nu mai exista. După ce emoțiile au dispărut temporar, Olga s-a dus direct pe șantier, să înțeleagă ce s-a întâmplat. Cu toată acestea, spre surprinderea ei, șeful logodnicului nu doar că nu a vrut să-și recunoască vina, ci s-a purtat extrem de nepoliticos cu ea. Dragă domnișoară, de ce ai venit aici? A întrebat -o acesta, privind-o cu nerușina renoti. Cum se poate? domnule Valentin. A întrebat Olga, confuză, este vina dumneavoastră completă și sunteți responsabil pentru tot ce s-a întâmplat. Igor mi-a spus de mult că economisiți la echipamente. Macaralele voastre sunt jumătate niște rable vechi, dar le folosiți oricum, riscând viețile oamenilor. Asta este o crimă. Valentin s-a ridicat încet de la birou și a privit-o amenințător pe logodnica montatorului decedat. Aha, am urmăit el disprețuitor. De deci ce ai venit pentru bani? Șeful șantierului a zâmbit răutăcios. Probabil aștepți compensația pentru Igor al tău? Apoi Valentin a făcut un gest vulgar către fața fetei. Iată. Asta e tot ce primești. Te gândești să mă ameninți cu poliția și să mă pui să organizez o mormântare fastuoasă pentru logodnicul tău? Olga stătea în fața lui ca și cum ar fi fost cuipată. Nimeni nu se mai uitase la ea cu atât dispreț. Cum puteți fi atât de nerușinat, domnule Valentin? A reușit să rostească Olga, cu o voce răgușită de lacrimi. Igor a petrecut zile și nopți pe acest șantier doar ca să fie gata la timp. Uită-te la ea! Pleacă de aici, nebuno, și reține! Dacă te gândești să spui ceva poliției despre asta, eu personal te voi face să dispari. Am câteva relații sus, nu te compara cu mine, isterică de doi bani. Valentin i-a amenințat cu degetul în spate, însă ea nu mai vedea nimic. Abia stăpânindu-și lacrimile, fata a părăsit șantierul, Observând cu coada ochiului rămășițele macaralei care au ucis logodnicul ei. Întoarsa acasă, Olga a plâns toată seara și, în cele din urmă, a dormit agitat. Banii pentru mormântare i-a luat din suma pe care o strânseser împreună cu Igor pentru nuntă, iar colegii logodnicului de pe șantier au contribuit și ei, fiecare cât a putut. Părinții lui Igor au plâns amarnic când au văzut cum trupul fiului lor era coborât în pământul rece. Olga, care își consumase deja toate lacrimile, S-a ținut pe picioare pe parcursul ceremoniei cu ultimele puteri. Dar, când a venit momentul să meargă la masă pentru pomenire, fata nu a mai rezistat. Capul i s-a învârtit brusc și, în clipa următoare, totul a devenit negru în fața ochilor. Fata leșinat. Olga și-a revenit acasă. Lângă ea stătea un medic de la ambulanță și vecina ei. Cei cu tine, draga mea, de-te-ai neglijat atât? A spus doctorul, privindu sever, în starea ta trebuie să ai mai multă grijă de tine. Olga s-a ridicat ușor pe coate în pat și l-a privit surprinsă pe doctor. În ce stare? A întrebat ea nedumerită. În starea ta, a răspuns medicul cu un zâmbet ușor. Ești însărcinată, Olga. Eroina noastră a fost șocată. Doamne, nu poate fi. Așadar, Igor i-a făcut un ultim cadou înainte să plece. Evident, nu putea fi vorba de avort. Olga își dorea acest copil și era gata să facă orice pentru a-l aduce pe lume și să-i ofere tot ce avea nevoie. Însă în orașul ei era greu să găsească un loc de muncă, iar când angajatorii aflau că era însărcinată, îi închideau ușa în față. Așa că Olga, care până atunci lucrase doar ca vânzătoare într-un magazin de haine, a început să caute opțiuni mai simple. Răsfoind un ziar cu anunțuri gratuite, fata a dat peste un loc de muncă disponibil ca femeie de serviciu la o grădiniță. Sarcina ei era încă la început, așa că Olga a decis să încerce și s-a dus la interviu. Din fericire, a avut noroc. Aveau nevoie urgentă de o femeie de serviciu, iar directoarea a fost de acord să o angajeze, indiferent de starea ei. Așa au început zilele de muncă gri. Olga spăla podele, mătura și aspira în sălile de joacă spațioase, păstra ordinea în vestiar și pe hol. Munca o copăleșea pe viitoarea mamă. Colegii nu o tratau urât, dar nici nu manifestau empatie. Oricât s-ar spune, Eticheta de femeie de serviciu era ca un stigmat și astfel oamenii o priveau, în cel mai bun caz, ca pe un nimeni. Cu toate acestea, Olga nu se plângea niciodată. Își dorea doar să-și termine treaba cât mai repede și să plece acasă, fără să vorbească prea mult cu nimeni. Seara, întorcându-se în garsoniera ei modestă, unde nu era lift, trăcea curent din toate părțile, iar tavanul veșnic curgea din cauza acoperișului vechi și deteriorat. Olga cădea de oboseală. Restul serii încerca să nu audă certurile vecinilor alcoolici care se auzeau din spatele pereților. Apartamentul acesta îi fusese dat după ce ieșit din orfelinat. Statul îl repartizase, iar în el trăise cu Igor până la tragedia care i-a răpit logodnicul. Într-o zi, Olga a găsit în vestiarul grădiniței un certificat de naștere pierdut de cineva. Deschizându-le, viitoarea mamă a văzut numele, Anastasia Ciobanu. Până atunci, Olga lucra la grădiniță deja de o lună, așa că știa majoritatea copiilor după nume. Anastasia, o fetiță minunată cu părul roșcat, emana bunătate și bucurie și întotdeauna o saluta pe femeia de serviciu când o vedea. Olga a pus certificatul în dulapul ei de lucru. Mâine-l voi înapoi a proprietarului. Și-a spus fata. A doua zi, femeia de serviciu a așteptat momentul în care a venit să o ia pe Anastasia mama ei vitregă. Faptul că nu era mama biologică a fost evident pentru Olga din cauza comportamentului neglijent față de copil. Delia, așa o chema pe mama vitregă, venea zilnic să o aducă și să o ia pe fetiță de la grădiniță, fără să uite să se afișeze cu rochile ei noi, prea scurte pentru a fi decente, sau cu machiajul izbitor de pe față. Bună ziua! Poftim! Luați asta! Iar dumneavoastră! A spus Olga, întinzându-i delei certificatul de naștere. L-am găsit aseară. Mulțumesc, draga mea, a spus femeia, afișându-și dințial și strălucitori. Probabil mi-a căzut din geantă când am luat fetița acasă. Zâmbetul pe care l-a arătat această doamnă bogată nu avea nimic în comun cu cel al unei mame grijului. Câteva clipe mai târziu, Delia a scos câteva bancnote mari din portofel și le-a întins femeii de serviciu. Iată recompensat ta, a rostit ea, consideră mulțumirea mea. Pentru vigilență și ajutor. Nu-mi datorați nimic. Oricine ar fi făcut la fel în locul meu. Iai, iai, a insistat Delia, vârând banii în buzunarul fetei. Ce prostie să refuzi banii crezi că nu văd că ai nevoie de ei acum. Spuse femeia bogată, măsurând atent pe Olga din cap până în picioare. Apoi, brusc, i-a făcut o propunere. Ascultă, n-ai vrea să lucrezi pentru mine? Cum adică? A întrebat Olga, confuză. Am o propunere pentru tine. Una de afaceri, a explicat Delia. Soțul meu are nevoie de o îngrijitoare. Și-a pierdut vederea de curând, doar parțial, dar oricum, e neajutorat ca un pisoi. Nici pe scări nu poate cobor cum trebuie, nici să iasă la plimbare. Îmi pare rău, a răspuns Olga mecanic. Vrea să facă o operatie, dar e foarte speriat, a continuat Delia. Doctorii spun că există o șansă ca Boris să-și recapete complet vederea după operatie. Dar eu nu sunt atât de sigură. Îți voi plăti bine dacă ai grijă de el cum trebuie. Ei bine, ce zici? Ești de acord. Olga reflectat. Pe de-o parte, nu prea îi convenea ideea de a locui sub același acoperiș cu această bogătașă arogantă și soțul ei, dar, pe de altă parte, ar avea o oportunitate reală de a câștiga o sumă importantă de bani, de care avea mare nevoie acum. Nașterea nu era departe și urma să aibă multe cheltuieli pentru copil. Asta e, fie ce fi, s-a gândit femeia de serviciu și a acceptat. Totuși, nu în fiecare zi ți se oferă o astfel de șansă. Excelent! A zâmbit larg Delia, atunci, mâine dimineață îți trimit o mașină. Împachetează-ți lucrurile și vino. Și astfel s-au despărțit. Olga nu s-a grăbit să demisioneze din grădiniță. Nu se știe niciodată cum vor decurce lucrurile în casa acestor bogați. Poate că nici măcar nu le va fi pe plac. Așa că viitoarea mama a cerut două săptămâni de concediu neplătit și a plecat acasă să se pregătească pentru plecare. Când au adus-o pe Olga la destinație, fata a rămas fără cuvinte de uimire în fața ei se înălța conacul familiei Ciobanu. O clădire imensă cu trei etaje, care semăna mai mult cu un castel din povești decât cu o casă obișnuită. O să fiți noua mea bună? A întrebat Anastasia, privind-o curioasă pe Olga. Nu chiar, draga mea. Mai degrabă o să-l ajut pe tatăl tău, cât timp este bolnav, i-a răspuns Olga zâmbind fetei. Boris a dovedit a fi un bărbat plăcut, căruia i-ai fi dat puțin peste 35 de ani. Părul său roșu aprins ieșea în evidență în contrast cu părul neobișnuit de alb al Deliei. E clar pe cine a moștenit fetița cu părul roșcat, a gândit Olga, uitându-se la stăpânul casei. Omul de afaceri purta ochelari de soare specialii, care ascundeau problemele sale de vedere de ochii străinilor. Acum, el stătea într-un fotoliu în living, ținând în mână un baston lung și subțire pentru nevăzători, care îl ajuta la deplasare. Bărbatul aștepta răbdător să-i o aducă pe noua lui asistentă. Delia, citește-mi o carte, te rog. Anastasia a alergat la mama ei vitregă, însă aceasta doar a lungat-o grosolan. Nu vezi că sunt ocupată. Citește singură, doar nu mai ai trei ani. I-a strigat ea. Olga și-a mușcat buzele. I s-a părut neplăcut să vadă o atitudine atât de nepăsătoare față de fetiță. Dar ce putea să facă? Te rog, continua să o roage Anastasia, trăgând-o de mânecă. De ce ești așa insistentă? Delia și-a smuls mâna. Ești trea. A strigat Anastasia supărată și a fugit în camera ei. Niciodată nu poți să te înțelegi cu ea. Este un copil extrem de capricios. A spus soția omului de afaceri, aranjându-și sacoul. Hai să te prezint lui Boris. Olga, care până atunci îl văzuse pe stăpân doar de la distanță, s-a simțit puțin stânjenită când Delia a condus-o la fotoliu și l-a prezentat soțului ei. Mă bucur foarte mult că ai acceptat să mă ajuți. Boris i-a întins palma largă. Sper că nu va dura mult. Doctorul a spus că ar putea face operații în câteva luni. Delia, auzind asta, s-a strâmbat ca și cum ar fi mâncat ceva acru. Hai să nu facem planuri atât de departe, dragule, a spus ea cu o voce dulceagă. Acum cel mai important lucru este să te simți din nou încrezător în casă. De aceea ți-am angajat o îngrijitoare. Atunci, cred că nu te vei opune dacă Olga mă ajută să urc în camera mea, a răspuns calm Boris după care i-a întins mâna ulgăi. Aceasta a ascultat în tăcere. Vreau să cunoști acest conac ca pe dosul palmei. Olga, a spus omul de afaceri în timp ce începeau să urce încet scările împreună. De asta depinde cât de repede mă voi obișnui cu starea mea actuală. Cine știe, poate Delia are dreptate și operația nu va ajuta deloc. Olga, uitându-se cu compasiune la bărbatul pe care urma să-l îngrijească, a clătinat capul în semn de dezaprobare. Nu vă gândiți la asta, domnule Boris. Totul va fi bine, cu siguranță. O să vă vedeți din nou fiica și soția. Altfel nici nu poate fi. Omul de afaceri s-a oprit pentru o clipă pe scară, s-a întors spre Olga și a spus surprins. Vă mulțumesc, Olga. Sunteți foarte amabilă. În ultimii ani, înainte de orgi, Boris mergea zilnic în același loc acest loc era cimitirul orașului, unde era mormântată prima lui soție și mama micuței Anastasia, Margarita Ciobanu. Rita, spunea el uitându-se la portretul soției sale decedate. Am promis că nu te voi uita niciodată. Iartă-mă, iubito! Omul de afaceri ștergea lacrimile nepoftite de pe față, care îi năvăleau de fiecare dată când își amintea de rita sa. Nu trecea nici o zi fără ca Boris să se învinovățească pentru ceea ce îi se întâmplase soției lui. I se părea că, dacă ar fi fost mai atent și mai grijuliu atunci, moartea Ritei ar fi putut fi evitată. Soții Ciobanu visau de mult timp la un copil, dar de la nuntă, Rita nu reușea nici cum să rămână însărcinată. În cele din urmă, după aproape patru ani, Margarita a reușit să conceapă. Când au aflat vestea, Boris era gata să o poarte pe brațe, iar când li s-a spus că vor avea o fetiță, i-a dăruit soției sale un colier somptuos din perle naturale. Vreau ca fetița noastră să fie la fel de frumoasă ca aceste perle. I-a spus Boris soției sale adorate, privind-o cu admirație. Sarcina de curs bine, iar soții priveau din ce în ce mai emoționați în calendar. Așteptând ziua când Margarita urma să nască. Cu cât această zi se apropia, cu atât mai desapăreau contracțiile. Așa că Boris s-a dus imediat la spital, fără să aștepte ambulanța. Toată ziua aceea, Boris a fost ca pe așteptând să fie sunat de la spital. De nenumărate ori a sunat el însuși, dar nu i se dădea niciun răspuns clar. Așteptați. Nu mai putea aștepta și a pornit spre spital. Însă pe drum a primit un apel. Domnule Boris, alo sunt Ana Scurtu, asistenta de gardă de la maternitate. Da. Spuneți-mi, cum este Rita? E bine, dar fetița, fiica noastră? A întrebat el cu nerăbdare. În schimb, din receptor s-a șternut câteva secunde de tăcere apăsătoare. De ce tăceți? Alo. A întrebat Boris cu neliniște. Domnule Boris, vedeți, ar fi mai bine să veniți. Soția dumneavoastră, ea a murit. Boris a zburat spre spital, ignorând semafoarele și trecerile de pietoni, conducând cu disperare, de parcă mai putea face ceva să schimbe soarta, să oprească plecarea soției lui iubite. Ajuns la spital, stătea în holul de primire, ascultând explicațiile chirurgului care asistase la naștere. Soția dumneavoastră avea un bazin foarte îngust, așa că a trebuit să facem o cezariană pentru a scoate copilul, spunea doctorul. Dar, pe neașteptate, a început o hemoragie puternică, coagularea sângelui la doamna Margarita era extrem de slabă. Îmi pare foarte rău, domnule Boris. Am făcut tot ce ne-a stat în putință. Din fericire, fica dumneavoastră este perfect sănătoasă. O puteți lua acasă în câteva zile. Vă transmit sincere condoleanțe. Doctorul continua să vorbească, dar pentru Boris nimic nu mai avea sens. Fără să asculte până la capăt, cu picioarele amorțite, a ieșit în spital și s-a așezat pe o bancă, dându-și voie să-și exprime toată durerea. Lacrimile îi curgeau șuvoi pe obraj și nu putea să le oprească. Cum? Cum era posibil ca singura și iubita lui Rita să fie moartă? Ei au așteptat atât de mult acest moment. Au crezut că, odată cu nașterea fetiței, viața lor va fi mai plină de fericire. Asistentele și medicii din jur, văzând starea lui de disperare, încercau să nu-l deranjeze, trecându-le cu vederea și dându-i spațiu pentru a-și plânge pierderea iubitei soții. Peste o săptămână, Boris a luat-o pe micuța sa fică de la maternitate și s-a întors acasă, unde i-a încredințat-o mamei sale, pe nume Ludmila, care era deja în vârstă. El însuși, în acel moment, se ocupa de organizarea înmormântării soției, voia să o conducă pe ultimul drum așa cum merita. Depresia care l-a lovit după aceea l-a scos pentru mult timp din ritmul normal al vieții, astfel că nu putea să-i ofere prea mult timp fiicei sale. Din fericire, mama sa era acolo, în acele momente. I-a ajutat să depășească durerea și să-și regăsească un nou sens în viață. Acum, Boris trăia doar pentru fica sa. Doar ea și afacerea lui, în care s-a cufundat complet în următorii patru ani, l-au ajutat să facă față, măcar parțial, durerii pierderii soției sale iubite. Afacerea sa creștea, iar timpul liber devenea din ce în ce mai rar. Între timp, Anastasia avea nevoie de o educație bună. Când fica s-a împlinit patru ani, Boris s-a gândit pentru prima dată să-i angajeze o bonă. Mama lui era deja prea bătrână și avea probleme serioase de sănătate. Bărbatul înțelegea că, în cel mai bun caz, mai avea un an sau doi de trăit. Iar Anastasia era sigur Boris. Ar fi mult mai bine să crească acasă, în sânul familiei, decât într-o grădiniță, printre oameni complet străini. Apelând la o agenție de recrutare pentru a găsi o bonă, Boris s-a confruntat cu o altă problemă. Se pare că erau atât de multe candidate încât să alegi varianta cea mai bună devenise o adevărată provocare. După ce intervievat 20 de femei, extenuat, omul de afaceri s-a oprit la tânăra și atrăgătoarea Delia, care părea sincer interesată să se împrietenească cu fica lui, iar aceasta l-a cucerit pe Boris. Din primele zile petrecute în casa familiei Ciobanu, această frumusețe izbitoare a înconjurat-o pe micuța Anastasia cu grijă și afecțiune. Boris era încântat de Bonă și era recunoscător că o trata pe fetița lui ca pe propria ei fică. Însă el nici măcar nu bănuia ce avea Delia în minte cu adevărat. Doar Ludmila, mama lui Boris, a simțit imediat că Bona nu era ceea ce părea. Femeia înțeleaptă, cu experiență, încă de la prima întâlnire cu Delia, a observat o strălucire rece și vicleană în ochii ei verzui-gălbui, asemenea celor ai unui șarpe. Delia părea un înger când era cu Anastasia, dar de îndată ce rămânea singură cu Boris, chipul ei se schimba, dezvăluind o fire calculată și vicleană. Ludmila a văzut de multe ori cum Delia se uita cu interes deschis la Boris și a înțeles rapid. Delia intenționa să se apropie de fiul ei folosindu-se de micuța sa nepoată. Boris, dragul meu, poate ar trebui să fim atent la Delia. Nu-mi place de ea, îi spunea Ludmila. De ce? Întreba Boris cu un zâmbet slab. Anastasia o iubește, iar ea-și face treaba conștiincios ce nu-ți convine. Femeia mai în vârstă clătine din cap, iar o inimă rea, crede -mă. Vrea să ia locul ritei tale. Hai, mama, ce prostii! Râse omul de afaceri. Nu am niciun interes față de Delia în sensul acesta. Însă nu trec mult timp și Boris, care inițial fusese rece și detașat față de bonă, nu a rezistat farmecului tinerei frumoase. Pasiunea arzătoare a acestei blonde atrăgătoare l-a copăleșit pe Boris, ca un vârteș puternic. Relația lor a evoluat rapid, ca un incendiu, și în curând s-au căsătorit. Ludmila era împotriva acestei relații și a încercat de mai multe ori să-l facă pe fiul ei să-și revină, dar a fost zadarnic. Boris părea vrăjit de Lia și nu voia să asculte pe nimeni. După o nuntă fastuoasă, tinerii căsătoriți au plecat la mare pentru luna de miere, iar când s-au întors, fosta bună i-a dat de înțeles soacrei sale cine era acum stăpâna casei. Ar trebui să vă schimbați atitudinea, mamă, spuse ea pe un ton sarcastic Ludmilei. Oricum nu puteți schimba nimic. Boris este acum soțul meu. Eu sunt stăpâna casei și ar fi mai bine să tăceți, dacă nu vreți să vă petreceți restul zilelor într-un azil de bătrâni. Credeți-mă, pot aranja asta. Boris mă ascultă în tot ce-i spun. Mama lui Boris a fost șocată de nerușinarea nurorii, dar a tăcut. Înțelegea că, atât timp cât fiul ei era sub influența acelei vipere, era inutil să-i spună ceva. Între timp, Delia se bucura tot mai mult de viața luxoasă și cheltuia fără rușine banii soțului ei pe cumpărături, saloane de înfrumusețare și restaurante scumpe. Totul devenise pentru fosta bună o rutină. Fica vitregă nu o mai interesa, căci Delia și atinsese scopul. La prima ocazie, l-a convins pe Boris să o înscrie pe Anastasia la grădiniță. De ce să stea tot timpul acasă? Întrebă Delia, îmbufnându-și buzele. Are aproape cinci ani ar fi bine să se integreze într-un mediu normal. La grădiniță sunt educatori și bune excelente, iar fetița își va face repede prieteni noi. Și, cine știe, poate va începe să mă deranjeze mai puțin, gândi Delia, care plănuia de mult să scape de fica vitregă enervantă. Fetița nu înțelegea de ce bona, care fusese atât de bună, devenise brusc rece și rea după căsătoria cu tatăl ei. Iar Boris, după ce a ascultat argumentele convingătoare ale noii sale soții, S-a gândit și a fost de acord. La doar trei luni după acest episod, Ludmila a murit. Inima ei nu a rezistat tensiunii provocate de relația fiului său cu Delia. Delia, în schimb, a respirat ușurată. A început să-și impună propriile reguli în Conac și, în primul rând, a încercat să scape de orice îi amintea de viața anterioară a lui Boris. Apoi, însuși Boris a avut un accident grav, în timp ce se întorcea dintr-o călătorie de afaceri. El nu a fost vinovat un șofer biat a intrat pe contrasens și s-a izbit de mașina lui. Însă, dintr-o fatalitate, omul de afaceri a fost cel mai grav afectat. Din cauza unei traume severe la cap, Boris i-a pierdut aproape complet vederea. Medicii l-asigurau pe Boris că pierderea vederii era doar temporară, însă claritatea asupra situației se va obține abia după ce va suferi o operatie. Omul de afaceri oscila între speranță și disperare. Când credea că își va recăpăta vederea, când se lăsa copăleșit de deznădejde. Delia, soția lui tânără, nu pierdea nicio ocazie să întărească îndoielile, sugerându-i subtil că va trebui să poarte ochelari de soare pentru tot restul vieții. Și, în același timp, îl presa să transfere jumătate din afacere pe numele ei, doar ca măsură de precauție. Boris a înțeles repede că greșise alegând să se căsătorească cu fosta bună. Doar acum, când frumusețea ei nu mai reușea să-i ascundă adevărul, începea să vadă cine era cu adevărat Delia. Vocea ei, comportamentul și atitudinea față de el i-au dezvăluit că nu-l iubise niciodată și că se măritase cu el doar pentru bani. Acum, Olga, o tânără însărcinată, lucra în casa lui Boris. Micuța Anastasia a îndrăgit-o imediat pe această fată amabilă și sinceră, care era mereu dispusă să se joace cu ea sau să citească o poveste înainte de culcare. Treptat, Olga a început să observe că relația dintre Boris și Delia nu era deloc armonioasă. Olga l ajuta pe omul de afaceri în toate privințele, să se deplaseze prin casă și afară, îl sfătuia cu privire la îmbrăcăminte, sortându-i hainele pe culori și organiza lucrurile zilnice. Vocea acestei tinere, atât de blânde și de inimoase, îi se părea lui Boris cunoscută, dar a pus asta pe seama sensibilității sale crescute din cauza pierderii vederii. Olga observat, de asemenea, Că Delia făcea tot posibilul să distrugă orice amintire legată de fosta soția lui Boris, Margarita. A ars toate fotografiile ei și a vândut sau aruncat toate bijuteriile și obiectele personale ale Ritei. În mintea lui Olga, acest lucru era explicat prin simplul egoism al unei femei care voia să fie unica stăpână a casei. Delia își se atât de mult să elimine orice amintire despre Rita încât a ajuns să-și uite cum arăta aceasta. Ceea ce o deranja cel mai mult pe Olga era faptul că Delia se comporta urât cu fiica vitregă. Anastasia ieșea deseori din camera ei plângând, iar într-o zi Olga a surprins-o pe Delia insultând-o și amenințând-o pe micuță că o va trimite curând la un internat strict în Anglia. Nu e de mirare că femeia asta a pierdut certificatul de naștere al fetiței, gândea Olga. Vrea să scape de ea cu orice preț. Olga chiar bănuia că Delia avea un amant, pentru că o vedea adesea închizându-se în bucătărie sau în baie și vorbind la telefon cu o voce miroasă. Însă Olga știa că nu are dreptul să se amestece în treburile personale ale stăpânilor ea era doar o servitoare, iar datoria ei era să-l ajute pe Boris. Ce se întâmpla între Boris și Delia nu o privea. La scurt timp, lui Boris i s-a programat operația pentru restabilirea vederii. Deși Delia era împotrivă, spunând că nu era cazul să-și asume riscuri inutile, Boris a decis să meargă la operație. Din fericire, intervenția a fost un succes, iar pentru următoarele două săptămâni a purtat un bandaj special pentru a asigura vindecarea corespunzătoare când i-au îndepărtat bandajul și a revenit acasă, Boris a rămas încremenit când a văzut-o pe Olga. Rita? A șoptit el, aproape pierzându-și cunoștința. Cum e posibil? Ai murit acum cinci ani. Olga, care nu înțelegea nimic, a reușit doar să-l prindă înainte ca omul de afaceri să cadă pe podea de șoc. Domnule Boris, ce s-a întâmplat? A strigat ea îngrozită. Țineți-vă, chem imediat ambulanța. Nu, nu trebuie, Olga, Totul e în regulă. A oprit-o Boris. Ajută-mă doar să mă așez și ascultă-mă, a spus Boris, în timp ce Olga l-a ajutat să se întindă pe canapia. Încă era uimit să descopere că cea care avusese grijă de el tot acest timp era copia fidelă a soției sale decedate. Nu, nu poate fi adevărat. A murmurat Olga, nevenindu-i să creadă ce auzea. Mama mea a murit din cauza complicațiilor gripei când aveam trei ani, după care am fost trimisă la un orfelinat. N-am avut niciodată o soră, cu atât mai puțin o soră geamănă. Boris era profund confuz. Între timp, Delia se înfuria tot mai tare, mușcându-și buzele de nerv. Cum de nu observase până acum asemănarea izbitoare dintre Olga și Rita? Memoria îi jucase o festă cruntă. Boris a decis să investigheze și a angajat o echipă de detectiv. După o cercetare minuțioasă, aceștia au descoperit că în maternitatea în care se născuse Olga și Rita, avusese loc o crimă bine planificată. Moașa care asistase la naștere îi spusese mamei fetelor că una dintre gemene murise la naștere. În realitate, moașa luase copilul și îl dăduse unei prietene, al cărei copil născut în aceeași murise. Prietena moașei, desigur, nu bănuia nimic și a crescut copilul ca pe propria fică. Această fată a devenit, în timp, Margarita Ciobanu, prima soție a lui Boris. Așadar, odată lucidat misterul, s-a descoperit că Olga nu doar avea grijă de Boris, dar și de propria nepoată. Olga era surprinsă, dar fericită să afle că micuța Anastasia era, de fapt, ruda ei de sânge. Singura care nu era deloc încântată de această descoperire era Delia. Ea sperase să devină singura moștenitoare a averii lui Boris, iar acum, nu doar că trebuia să se confrunte cu fica acestuia, de care încerca să scape, dar și cu mătușa fetiței, care apăruse pe neașteptate. Delia era hotărâtă să nu permită ca averea lui Boris să fie împărțită între fica lui și această servitoare însărcinată. În mintea ei, venise timpul să acționeze decisiv. Boris avea nevoie să ia niște medicamente speciale pentru recuperarea completă, iar Delia plănuia să le înlocuiască. Planul ei era simplu: Boris avea o alerge severă la nuci, iar Delia intenționa să adauge ulei de nuci în capsulele lui. Avea un amant cu legături în poliție, care o sfătuise să folosească acest truc cu ulei de nuci injectat cu o seringă subțire în capsulele medicamentelor. Astfel, se putea susține că moartea lui Boris fusese un accident, cauzat de o reacție alergică. Amantul ei urma să se asigure că nimeni nu va cerceta prea adânc acest caz. Delia discuta acest plan la telefon, închisă în baie, fără să știe că Olga era chiar dincolo de ușă și ascultase aproape totul. Fără să piardă timp, Olga a alergat în biroul lui Boris și a spus despre complotul pus la cale împotriva lui. Bravo! Soția mea și-a gândit planul cu multe istețime, dar nu mă miră. A spus Boris cu amărăciune. Totuși, avem nevoie de dovezi. Fără ele, nu ne va crede niciun judecător. Putem instala o cameră ascunsă în dormitorul vostru, a sugerat Olga. Vom înregistra cum Delia adaugă uleiul în capsule. Spunea că va face asta cu un ac foarte subțire, astfel încât să nu observați nimic. Iar capsulele folosite avea de gând să le arde imediat în șemineu. Boris a dat din cap, dezamăgit. Știam că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să divorțăm. Dar nu mi-aș fi imaginat că ar merge atât de departe. Boris a fost de acord cu planul Olga, și în aceeași zi au instalat câteva camere miniaturale în dormitor. Oamenii de pază au primit instrucțiuni să urmărească cu atenție tot ce se întâmplă în cameră. Totul s-a petrecut exact cum prezisese Olga, cu o singură diferență, chiar în momentul în care Delia a injectat uleiul de nuci în capsule. S-au auzit sirenele poliției afară. Boris a anunțat din timp poliția despre acțiunile soției sale. Iar când aceștia au ajuns, nu doar că au prins-o pe Delia în flagrant, dar au și obținut înregistrări de pe camerele de supraveghere, unde tot procesul era clar imortalizat. Boris, te implor, nu vei lăsa acești oameni să mă trimite la închisoare, nu-i așa? Se ruga Delia, am greșit, da, dar nu e un motiv să ne distrugem familia, nu-i așa? Până la urmă, avem o fică dar despre Anastasia noastră, te-ai gândit la ea? Cătușele s-au strâns cu un clic puternic în jurul încheieturilor otrăvitoarei. Cam târziu ți-a amintit de fica mea, a corectat omul de afaceri. Nu-i nimic, vei avea suficient timp să te gândești la ceea ce a încercat să faci. În celulă, a spus el. Cu aceste cuvinte, polițistul a așezat o pedelia pe bancheta din spatea mașinii de serviciu. Boris nu a mai vrut niciodată să audă ceva despre acea femeie. Ceea ce s-a aflat în timpul interogatoriului a fost cu adevărat surprinzător. Amantul deliei era chiar Valentin, fostul șef al lui Gor. Firul pe care l-au tras anchetatorii a condus la descoperirea unor mari scrocherii nu doar pe șantierul de construcții, ci și în biografia acestui ticălos. Valentin, după cum s-a aflat, de ani de zile specula bani proveniți din polițele de asigurare de viață al angajaților săi. De aceea, oriunde lucra acest om, inevitabil aveau loc accidente care se soldau cu moartea angajaților sau muncitorilor de pe șantier. Acum, atât el, cât și Delia se confruntă cu o pedeapsă aspră și o lungă perioadă de închisoare. După proces, Boris a divorțat imediat de Delia și a cerut mâna Olgăi, în care vedea un semn trimis de sus, chiar de destin și de iubita Sarita. Olga, care de multă vreme nu trea sentimente pentru omul de afaceri, a acceptat nu doar să devină soția lui, ci și cea mai bună mamă din lume pentru micuța Anastasia. La doar câteva luni după aceea, Olga a născut un băiat sănătos și frumos, pe care ea și Boris l-au numit Teodor. Bogatul om de afaceri i-a dat imediat băiatului numele său de familie și a devenit oficial tatăl lui. Așadar, acum, Boris și Olga au doi copii minunați. Tinerii au sărbătorit o nuntă modestă acasă, înconjurați de cei mai apropiați oameni. Acum se bucură de fiecare zi iar tot ce a fost rău în viețile lor încearcă să uite pentru totdeauna. Iată așa o istorie a audiat astăzi, dragii mei ascultători. Sper foarte mult că v-a plăcut și v-a impresionat. Vă rog foarte mult să mă susțineți cu un like și să scrieți părerile în comentarii. Vă mulțumesc din suflet pentru susținerea voastră și vă doresc toate cele bune. Ne reauzim în curând la o nouă istorioară. Pa, pa!